Bacteria mutant care a îngrozit Europa poate fi învinsă chiar dacă specialiștii nu au reușit încă să afle de la ce a pornit totul. O femeie de 41 de ani din München, mama a 3 copii, este exemplul viu că infectarea cu E. coli nu este egală cu condamnarea la moarte. La scurt timp după ce a ieșit din spital, ea a povestit în fața camerelor calvarul prin care a trecut. Când au apărut primele simptome ale bolii, cu o săptămână în urmă, Nicoleta Pabst nu a pierdut timpul. Citise despre epidemia care făcea victime Hamburg, așa că s-a prezentat de urgență la medic. Cum analizele indicau că este sănătoasă tun, femeia a fost trimisă acasă doar pentru a reveni câteva ore mai târziu în stare foarte gravă la spital. Hat mein Mann einen Krankenwagen gerufen und ich bin ins Krankenhaus gekommen und da habe ich dann Angst bekommen, also weil da ging es mir auch wirklich immer schlechter und da habe ich dann schon, als ich dann auch alleine da in diesem Zimmer lag, weil man ja isoliert war von allen, es durfte ja auch keiner zu einem, da habe ich schon Angst bekommen. Primele zile în spital au fost un coșmar. Also ich war Donnerstag und Freitag ging es mir sehr schlecht, dass ich irgendwie kein Gefühl hatte für Zeit und ich wusste nie, wie spät es ist oder was überhaupt, wie lange ich jetzt dort schon gelegen hatte. Pacienta a fost interogată în privința alimentelor pe care le-a consumat și ca măsură de precauție, cei 3 copii ai ei nu au mai mers la școală. Wir haben natürlich Salat gegessen, wir haben Erdbeeren gegessen, ich habe auch Fleisch gegessen. Ich weiß es nicht. Also wir waren nur in der Woche vorher nicht auswärts essen. În acest timp, în spatele zidurilor spitalului, medicii duceau o cursă contra cronometru pentru a o stabiliza. În disperare de cauză, ei au inclus femeii în tratament și antibiotice, ignorând sfatul ministrului german al sănătății, care a recomandat ca acestea să nu fie folosite în lupta cu bacteria mutant. Tratamentul a dat însă roade și femeia a revenit acasă.